Gogule! Ia uite ce bere am! Ferească-mă Dumnezeu, zici că e gargantua. Și tu erai mică, măriuță. La 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 la. Nu știai să-i dai nechicuriță. Salutare, dragi prieteni! Invitații de săptămâna asta sunt două burlăcițe frumoase foc și doi bărbați care știu ce-i căsnicia. Au în comun muzica și nu se consideră corigenți la materia bucătărie. Deși îi știm oameni de cuvânt, nu-i credem până nu-i vedem în acțiune. Însă, înainte de orice, să știm cu cine stăm de vorbă. Roxana Marcu, vedetă multilateral dezvoltată. A fost Miss Boboc, are în CV și muzică, actorie și studii de diplomație. Mihai Chițu, cântăreț, face vocalize de când era preșcolar. Lumea și specialiștii îl știu de băiat foarte talentat. Florin Măxineanu, s-a lansat în trupa Varză, apoi a trecut pe solo. N-a făcut rău pentru că nu e deloc varză când cântă singur. Roxana Nemeș, cântăreață, model și dovadă vie că gâturile a mii de bărbați pot fi sucite cu o singură defilare. Testul pentru cei patru e mai greu decât pare. Trebuie să gătească fix ce le place lor să mănânce. Examinator sever, ca de obicei, maestrul Horia Vârlan. Sunteți gata? Prima gazda a săptămânii este Roxana Marcu. Are multe calități, iar azi vom afla dacă e doar modestă când spune că gătește aproape de nota 10. Cu cântec înainte! Cine e Roxana Marcu? Roxana Marcu e o fată mișto. O super, super tipă, mereu bine dispusă. A cântat într-o perioadă, prezintă un matinal, știu că are doi copii, să-i trăiască. A apărut într-o revistă cu... Când se mișcă la valiera, nu vă gândiți la prost. Da, s-a făcut remarcat. Arată bine, ce sunt. Arată bine. Așa, să nu-i spun. Pentru că mie îmi place foarte mult să mănânc ceea ce ține de Orient, să spunem așa, m-am gândit să pregătesc astăzi ceva ce n-am mai încercat niciodată, dar îmi place să comand la restaurante. Având doi copii, cred că gătește ceva, acum dacă îmi cer mie părerea, cred că va fi ceva simplu, românesc de al nostru, dar totodată ceva sănătos, adică are doi copii, nu gătește așa. Eu spun și eu din propria experiență ca o fetiță. Ca și aperitiv astăzi, humus și câteva gustărele, așa, sper să am timp să le fac pe toate, că sunt 8 la număr. Dacă nu, asta e, le voi da numai humus, o salată de vinete cu ardei capia. Ce n-aș vrea să gătească ar fi fructe de mare, pește, eu asta nu prea mă împac cu ele. La felul principal, o să pregătesc un pește foarte bun cu o salată cu mirodeni, așa, o salată orientală. Sper să nu o dea în fructe de mare sau de-astea, că m-o pierd după traseu. Și la final, desertul, cataif. Cataiful mie îmi place tare mult. N-am încercat să-l pregătesc niciodată în casă, pentru că în locul în care îl mănânc eu este atât de bun, încât întotdeauna mi-a fost teamă că nu o să reușesc să-l fac mai bun decât atât și preferam să-l cumpăr de acolo și să-l iau acasă. Roxana Marcu a ales să nu mai gătească acasă. Până acum a făcut-o acasă sau prin parcuri. Asta era obiceiul ei. Acum gătește ce-i place. Gătește bucătărie orientală, zice ea. Din bucătăria orientală. Bag seama că este bucătărie libaneză, după humus și după cataif și după câteva așa mici hinturi, mici tipsuri pe care ne le-a oferit. Dar nu-i nimic, sper să poată să facă, că până la urmă bucătăria libaneză nu e atât de simplă pe cât pare la prima vedere. O să vedem noi, întâi la piață. Gata, plec la piață. Deci știu ce am de luat. La piață mă descurc eu cu... prietenii mei, sunt prietenii mei toți la piață. Deci n-am pomenit așa ceva. Eu când mă duc la piață, cheltui de 10 ori mai mult decât
ar trebui să cheltui în mod normal. Roxana Marcu e cheltuitoare. Aruncă banii și în stânga și în dreapta și în piață și bănuiesc că și în alte magazine, mai puțin din astea alimentare. A, uita și lista. A plouat dimineață și este udă. Am avut geanta deschisă, că în general mie nu mi se închide geanta. De la farmacie nu cred că am nevoie de... Ba da, aș lua pentru invitați ceva în cazul în care nu o să le pice prea bine la stomac, pentru că fiind o mâncare arăbească... Mâncare arăbească, cel puțin mâncarea libaneză, dacă o gătim mâncare libaneză, nu diferă foarte mult de bucătăria asta noastră, de mâncarea noastră. E poate puțin mai picant, dar în rest... Nu e nimic în plus. Auziți, dacă se deranjează la stomac invitații mei de la Cirașa de pe tort, ce ar trebui să le iau ceva preventiv? Găsim ceva? Da, acesta cred că e cel mai bun. Și dacă problemele sunt foarte grave, pot să dau doză șoc, trei deodată, n-am cum. Două. Nu, două. Două. Așa le dau. Mulțumesc, la revedere. Ia, ce să... Am luat pentru invitații mei de la Cirașa de pe tort niște pastile pentru stomac, că dacă se deranjează... Nici o masă fără miere, că nu-i plăcere. Păi și le dau și miere? La piață o să se descurce foarte bine. Cred că o să se împrietenească din prima, așa, cu toți. Auzi, stai, eu am un meniu, ia, nu-l mai respect. Ce să le fac eu invitațiilor? Credeți-mă că nu știu. O să-i duc... Și cum e, că în toate emisiunile, când te duci la o cină și așa, să mai dă la șpriț lumea, că așa e mâncare, fudulie, băutura, e șmecherie, știi cum e. Ce bine arată, ce avem aici? Pe diverse... Pesta vreau. Deci vreau să pun, le pun așa pe cataif, pe desertul pe care îl pregătesc. Mamă, n-am mâncat niciodată. Deci nici turcii n-au mâncat așa ceva pe cataif. Ei nu prea, că mănâncă de la noi. Au și turcii albine, că doar nu e o țară fără albine. Și au și turcii miere. Și am mâncat și eu miere turcească, nu era. Doamna, aveți lup de mare? Nu, îmi pare rău. N-aveți? Am o vulpe. Dar ce pește așa mai bun să iau și eu de aici, de la dumneavoastră? Ce, dacă vă interesează tonul care este primit... Ia, ton. Tonul e bun, numai că e cam scump. Vai, dar somnul ăsta... Ia să sun eu, să sun bucătarul, șef, să-l întreb dacă merge... Bună, Roxana, sunt la drum spre restaurant. Sufletelul meu, zi-mi și mie că sunt aici la doamna la pește și nu au ce mi-ai spus tu să iau peștele. Au un somn mare, frumos, să-l iau pe ăsta? Somn, de-asta care doarme. Păi, ce gramaj este tonul? Nu, somn, nu ton, somn, cu S de la sânduc, sândelul. Nu. Auzi, dar uite, mai au ton proaspăt, mare, așa frumos, au crab. Nu merge. Păstrăv, nu, că nu, așa, caras, mamă, ce caras. Cu capuras. Dacă vrei caras, dar nu merge, facem specialitate. Vrem specialitate noi. Tonul arată bine? Tonul arată foarte bine. Iau ton? Hai, că iau ton, da? Te pup, mersi mult, pa, pa. Două bucăți. Doi. Păi, a zis câteva rondele și cumpără doi pești. Mai mititei, așa, pești, dar doi, nu-i cam mult? 74 și 40 de bănuți. Cât, doamnă? Ce am făcut, doamnă? 74 de lei? Am zis eu că nu mă descurc. Așa fac la cumpărături, doamnă. Plec cu datorii de peste tot, da. Bună ziua! Roxana știe să îmbine utilul cu plăcutul. Cumpără, dar și gustă. Că doar e gratis, nu? Nu, cred că e Gogu aici. Ăsta e Gogu? Celebru Gogu din piața Cârgaș? Cel mai... Nu cred, Tonu, cât e Gogu ăsta? E de vânză. Cum să nu? Păi m-ați pregătit. Gogu! Ia uzi, mă. Gogu! Ia! Gogu! Gogule! Aaaa! Mi s-a smerlit panul! Gogule! Ia uite ce pere am! Gogule! 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 Noi doi ne înțelegem, lumea nu știe, dar chiar avem un limbaj comun. Eu m-am prins. Deci nu mai pot de supărare. Las și geantă, las tot, nu mai îmi trebuie nimic, doamnă. Deci uitați-vă ce listă aveam, uitați-vă. Trebuia să gătesc pentru Cirașă. Și doamnă, nu știu ce am pățit, deci am luat din Star sticla asta de palincă de la Sibieni.
Să-mi întâmpin invitați. S-au dus banii, dar eu nu știu pe ce am dat banii, că n-am luat nimic. Ce vrea să facă cu ele? Că în bucătăria asta libaneză nu prea sunt murături de-astea ca la noi. Ori mai avea și, știu eu, ceapă murată sau lămâi murate, de așa ceva nu. A, să le fac o varză căltă? Dar nu le dau mai bine varza murată să le treacă grața de la palincă și am rezolvat problema? Mai bine o rață pe varză. Păi am luat pește, doamna, mai au și rață. Deci nu mai am, cred că un milion, mai am toți bani. Ia dați-mi, doamna, să fac varză totul. Totul fac varză. Dați-mi o varză. Peștele e pentru cei rafinați. Da, și o varză călită acolo merge, că până la urmă... Bă, dacă tu vrei să mănânci ton, dă ăsta de 2 milioane kilogramul. De ce să nu mănânci cu varză călită? Din asta cu piper și cu boia și cu ardei iute. Dacă așa vrei tu și să bei o stică de aia de șampane din aia franțuzească ca să zăpăcești pe toată lumea. Păi da. Eu nici nu am ce să mai iau. Nici nu... Ăsta-i cataiful pe care vreau eu să-l gătesc? Bună ziua! Fiți amabilă, aveți cataif? Ea a zis că îi place foarte mult cataiful. Că este prăjitura pe care o mănâncă cu cea mai mare plăcere. Și acolo un galantar a văzut preparate din astea arăbești, dulciuri arăbești și n-a știut care e cataiful. E bun? E bun, nu? Puneți-mi 2, 4, 6, 8, 10. Deci chiar nu mai am timp de gătit. 43,90. Cât? 43,90. Doamne, 43,90. Dar e bun, da? Sigur. 43. Important e să fii fericit în viață, să știi să te bucuri de ea, să știi să te distrezi alături de prieteni, pentru că în bucătărie oricum stăm o viață întreagă. Toată ziua facem mâncare pentru copilași, pentru familie. Hai, lasă-ne cu poveștile astea, zău așa. Du-te și fă ce ai de făcut acolo. Trebuie sos de rodi. Stai să iau un sos de rodi. Cât costă? Doamna, vă las eu 10 lei pentru rodile astea? Sau trebuie să luați ceva de pe... Nu. Ia bonul, că vine anaful. Da, mie. Fii adânc. Vino cu aici. Vino cu aici. Vino cu aici. Ia. Ia de acolo pe poză. Fii adânc de aici. Să nu zici că ai ieșit numai capul meu în poză. Uite că și altul a ieșit. Ai văzut? Da. Bravo. Hai, vă pup că trebuie să mă duc să gătesc. Gata. La revedere. Rox, suntem alături de tine, împreună cu tine. Aș veni acolo să te ajut, dar nu pot. O să am și eu seara mea. Și mult succes. Doamne, deci vai, eu nu pot să cred că s-a făcut ceasul, cât am stat la piață să vorbesc, cât am râs, m-am distrat cu toată lumea. Ce planuri aveam eu, ce listă, ce trebuia să gătesc, oricum nu mai e timp. Și nu mai puțin și vin invitații, cred că mai am timp doar să mă schimb, să pun niște murături pe acolo, pe platouri, sau nici nu. Doamne, bine că am luat cataiful acela, mi-e rușine. Pe bune, n-am ce să le dau. Deci palincă, murături. Legumeam, le fac o salată. Am sos de rodi, cu sosul ăla de rodi fac o salată bună. Salata aia cu peștelele, așa. Am și desert, am și cataiful. Acum Roxana reorganizează cina. De fapt, nu știu ce poate să mă reorganizeze, pentru că din toate cele ce și-a dorit să gătească sau cine a spus nouă că ar vrea să gătească, nu are mai nimic, adică mă refer la ingrediente. Măi, Horia, gata cu mâncarea. Ți-am arătat de atâtea ori că știu să gătesc. Astăzi, pauză. Stop, pauză. Păi puteai să nu mai vii la Cireașă. Să te ai acasă. Nu cred că e o maestră a bucătăriei. Sau... Dar nici o fată care să nu pună mâna pe o ceapă să o toace sau... E între, știi? Dragii mei, am intrat în bucătărie, mi-am pregătit tot ce îmi trebuie. Ia uitați ce am aici, legumele de la piață, tot ce am cumpărat, tot ce îmi trebuie ca să aibă invitații mei parte de o masă pe care nu o vor uita. Are un look nou. Este îmbrăcată cu o altă cămașă și a prins părul cu o eșarfă frumoșică. Sexy și bucătărie, că e o fată sexy, nu? Gata, mă apuc de ce? De pește, întâi ca să știu eu că stă bine acolo. După care humusul și restul care-s mai ușure. Văd pe masă acolo mulțime de ingrediente pe care nu le-a cumpărat ea. Bănuiesc că le avea restaurantul puse frumos pe farfurioare. Și vezi, doamne, ea acum gătește. E, hai că ne distrăm. Mamă, cum arată peștea, mi-e rău.
Mamă, ce nu-mi place mie să tranșez peștele? Nu-mi place, mi-e milă de el, de nu mai pot. Doamne, dacă mă arată, zici că e de plastic. Ia uitați-l. Ah. Vai, deci nu taie domnul cuțit. Ba da, taie. Ia să-l vedem. Cotletele de ton, care am zis că sunt foarte bune, așa. O să încercăm și noi să vedem. Acum. Cam așa sunt cotlețelele. Imediat ne folosim de condimente, cele mai bune condimente. Înainte să folosesc condimentele, trebuie să iau rondele de pește și să le speri în interior, în cavitatea toracică sau ce a rămas în interior, pentru că sângele ăla nu e bun. Vai de mine cum miros, cele mai tari condimente, deci fără acestea sunt speciale pentru pește, condimente orientale. Nu vedea-o nimeni din bucătărie că presară condimente pe peștele nespălat? Hai să spun eu cum se numesc. Astea sunt chikitampai, chulala, mulala, vino încoace, pupururu, pupululu și tsuțulucu. Ai înțeles? Mă întreb, oare tot la fel fac și cei din alte popoare când ne aud pe noi vorbind sau când aud limba românească, tot la fel ne batjocoresc? Pentru că n-ar trebui batjocoriți arabii, pentru că au o limbă frumoasă și cu o cultură foarte, foarte veche. Păi cum să țin eu minte toate denumirile astea? Spune și mie, important este gustul. Sunt niște condimente speciale de pește. Uite, toate sunt pentru pește speciale. Măi Horia, tu știi cum se numesc condimentele astea orientale? Zi, le știi tu așa pe fiecare în parte? Sincer, dacă le știi vreau să mi le spui, dar repede să-mi uiți pe internet că te mănânc. Hai Horia, zi! În primul rând, nu văd bine, s-ar putea să fie semințe de fenicul, se mai folosește enibaharul. Ei zic bahar, se folosește coriandru, se folosește cardamomul, se folosește chimionul, se folosește chimenul, se folosește niște amestecuri de condimente care au niște denumiri pe care nu le cunosc foarte bine. Scorțișoara se mai folosește, se folosește nucșoara, se folosește încă câteva din astea. Lăsăm acolo, mai verificăm din când în când. Habar n-au musafirii ce festin îi așteaptă. Așa humus nici la Beirut nu găsești. Iar de pește, ce să mai zicem? O minune! Dar stați să vedeți salatele. Fericire în farfurie, nu alta. Stop acum că am lăudat-o destul. Desert, am uitat de desert. Aoleu, trebuie să fac și cataiful. Măi, Horia, am cumpărat cataif, mă lasă-l pun pe ăla sau încerc să fac și eu? N-am făcut în viața mea cataif. Nu știu de ce are treabă Roxana cu ce zic eu și ce fac eu. Important este ca invitații să fie fericiți, iar ea să gătească. Nu văd între 200 de oale, 300 de tigăi încinse și 4 tuciuri. Se descurcă, de foame nu murim noi. Dacă nu, pune să facă comandă la pizza, ce să face? Înțelegi? Vreau să facă mâncare, nu să ia de la magazin și să pună pe masă, ca să nu înseamnă că a prestat ceva. Abracadabra, ce avem de făcut? Să o luăm așa ușor, nu mă stresați. Untul a topit. Unde este untul? Untul, tigaia. Tigaia este aici, untul imediat să luăm. Untul, uitați-l aici. Hop, ia să vedem. Imediat se topește untul. Vino încoace la fideluță, asta e cea mai importantă. Lasă untul, că unt ai mai văzut. Dar fidea din asta așa de cataiv n-ai văzut în viața ta. Ia uite. Zi tu, Horia, zi! Untul e foarte important, că dacă începe să se bruneze, dacă începe să se ardă, nu mai e bun, trebuie aruncat. S-a topit untul, vine untul! Dați-vă la o parte, faceți loc! A venit untul! Ah! Fiți atenți aici! Deci, ce aveți de făcut? Înainte de toate, bineînțeles, trebuie să puneți untul topit în fiecare bol, în parte. Așa. După care, primul strat de fideluță. După care venim cu mozzarella deasupra, frumos, aranjăm frumos, așa. E ceva nou, mozzarella în cataif. N-am făcut până acum așa ceva, nu știam. Ia uitați ce bine arată. Gata! 1, 2, 3,
4. Ha-ha-ha! Doamne, deci nu pot să cred că mie se mie Cataif o să-mi iasă sigur. Doamne, unde pui dragoste, n-are cum să nu iasă. Multă dragoste. Ia să vedem. Avem acum un locușor special pentru Cataif. Ia uitați. S-ar putea la un moment dat să uite ceva prin cuptor. Sau să uite să bage ceva la rece. Că sunt inevitabile. Noi nu suntem bucătari profesioniști. Noi vrem să părem că le avem, dar suntem pilaf. Niciunul nu știm. Clar, nu mi-a răs mie unul care a venit la Cireașe, afară de Nea Horică, care a învățat meserie de la mine. Na, nu suntem mari bucătari. Treci, Nea Horică, am uitat să te salut. Ce savoar sunt pe care. Nu sunt bune, a? Hai, lasă-mă! Gata, am întors! Lasă-mă că-s bune! Lasă-l așa! Nu văd ajutată de cineva, cred că voi și intra așa în rol. Ea este foarte jovială, este foarte, îi place foarte mult viața și cred că o să, nu știu dacă o să dea pe jos ceva, dar cred că va face ceva nebunie acolo, cu siguranță. Așa, le mai las un pic. Oaspeții Roxanei s-au îmbarcat și pleacă spre restaurant. Va fi prima cină a săptămânii, iar momentul merită anticipat cu șampanie. Dar o știi care va să deschidă sticla fără să fie accidente? Na, șoferul, ușor că e cu șampanie acolo. Ia mă, tu că tu ești, adică... Mă, că fac vreo prostie și stai lângă, lângă doișoara. Nu stropesc cu șampanie. Doamne, ferește, îmi dă... Nu, mi-e, nu știu. Nu, dar mi-e frică e, de... E țiplă. Vezi că ăla e țiplă. Am un băr care a făcut el nebunia cu șampania, da, de Revelion. Și poc, iasă. Ata o asta. De prima oară când ne-am cunoscut, vrei să plece vânătă de aici? Părere. Ce frică mi-e cu aia. Ce frică mi-e cu aia. Da. Să nu uităm noi. Ia-ți miresă ziua bună. Speragă de taina, da, taina. De la tata, de la mu. Vezi oglinda aia? Eu... Bă, ce nu vrei să te întorci tu un pic așa? Hai cu cobor și mă vin tot sus tramvaiul, vă prind din urmă. Stai că s-a dus mocheta, stai puțin. Am emoții, hai mă, da. Loc! Sunt impresiune. Oh! Gata, mă, this is it. Sora mea a primit când eram micuță, direct în punte și de atunci... Acum servește tu, cum ar veni? Băi, fii atent. Servește, băi, fii atent la puterea de asta, ce... Te sparg serviciul ăsta, te rog frumos. A, mulțumesc frumos. Ia flori. Adică în orice, sunt de crișale. Așa, mamă, ce galanton, ce dragi. Garson galanton. E un pic... Mamă, mamă, cum arată, Doamne! Ah, cum arată și cum arde! Ia uitați! Na! Vai, vai! Asta n-arată bine, îl mănânc eu! Ferească-mă Dumnezeu, zici că e gargantua! Uite, bucata asta este un pic cam crocantă, asta. Nu trebuie să stea pe platou. Doamne Dumnezeule, gargantua. Horia, e bine? Nu-mi place deloc cum arată. Trebuia frumos scos, exact cum era făcut în formă și așa pus în farfurie. Trebuia să aibă răbdare, să se răcească și să se lege cataiful. Dar n-a făcut-o, a făcut cum a dorit ea. N-a ieșit bine. Peștele este ținut acolo la cald, salata e așa, cataiful a ieșit super bun. Gata, mă să mă schimb, vă pupa! Roxana în bucătărie a fost ca un storm, ca o furtună, ca un vârtej, ca un uragan, zic ca o tornadă. Nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat în bucătărie. Deci trebuie să dau foc, au venit invitații până nu mi-au foc. Ard toate? Da. Palinca arde. Dacă o ține așa foarte mult, o să rămână pe arle goale. Bă,
uitați-vă ce flacără v-am așteptat așa într-un mare vergoț. Ce-ai făcut cu nebunii ăștia în mașină? Ce cauți? Eu n-am făcut nimic, ce faci? Băi, lăsând gluma la o parte, ai venit cu mâna goală? Nu, fată, uite-te, e ziua mea. Uite, mă, de ce am dat foc, e cea mai tare palincă din Sibiu. Stai, să ne spunem dorința. Deci nu se stinge, băi, și de când mă chinui să o sting, a bătut și vântul. De când vă aștept, ia uite, mâncare, mama, pe ei. Nu-mi coace. Hai, stai așa să ne pupăm. Ia uite așa. Doamne, doamne, ce încântată sunt. Ia mulțim mâna. Așa, șoferul unde? Mă, tu ai băut înainte să vii la mine? Fii atentă. Deci, care are flacără? La toate. Băi! Ia uite-mă! Ce flacără! Roxana nu vrea să se ardă. E bună asta. Și asta s-a făcut. Mama, de cât țin? Ține-o! Auzi, îmi te-a prins. Mersi mult de tot, adică... Bă, e bun să moară! Când a dat chițul peste tavă sau nu știu cine a dat, hap, mi-a venit și acum miros a porc prălit. Da, mititelu, am zis că mă înjură direct. Zic, uite-te și tu ce primire am făcut băiatului. Bă, dar nu se ia să fie adică nu se ia să până... Mă, deci ne-am regizat nimic. Da, că uite-mă, tu mai ce m-am moară cu tine. Cum așa că tu încerci? Cum, mă, nu s-a stins focul? Băi, ba da, să nu se vede. Hai, până la ia, hai să te văd, ia. Băi, sunteți bărbați, nu se poate, nu stingeți voi focul. Ia. A? Aaaa. Și tu ce tot faci? Ia, ți-e frică de focul din păhărelul de panică. Ce-ai zis? Dacă am pățit odată, cum am pățit odată? Ia uitați-vă la el. Ai găsit un ciop? Aaaa, mi-e rău! Păi când se spar pahare, înseamnă că e noroc. Dacă îmi bei și le simți în gură, înseamnă că ai ghinion, cum am avut eu. Mi-e dragă să mâncăm, că de-aia am venit. Băi, foame? Am bătut atâta... Nooo, tararam, dați-mi geanta. Stai să vezi ce am luat de la farmacie. Dorin. Primul lucru pe care l-am cumpărat când am fost la piață. Auzi, vezi că ești cam bună astă seară. Nu, mai mereu, dragă. Adică... Deci fii atent, nu ți-e rușine. Fii atent ce... Băi, uite-te ce am luat. Pentru stomac, niște drageuri roșii. Ce apetit le creează invitațiilor acum, dându-le pastile de rău de mâncare. Îți dai seama că nu o să mai vrea nimeni să mănânce. Mă, fără nicio glumă, iau că nu face rău, se face bine. Da. Te strânge la stomac ca să nu... Auzi, da, să se ia după, nu? Mamă, că mă uzi la lâși și la strânge! Doamne, ce fac ce-i dau? Zic, am vreo cremă prin geantă, mă gândeam ce cremă am în geantă, am o cremă așa, aia nu e bună, aia nu e bună. Zic, ce cremă? Și cea mai grasă cremă, că asta-i trebuia lui, la arsură trebuie să dai ceva foarte gras. Cea mai grasă era, bineînțeles că lui nu i-a spus, i-a spus după. O cremă, da, sună urât, dar în compoziție are ceva foarte hidratant. Are și vitamina E, uleioasă, are și puțin ulei de măsline, are mai multe. Care îi fac bine lui Mihai? Auzi acum, dar nu vreau să te spăr pe mine, ți-ai dat? Hai. Ce cremă de pantofi, ce? Nu, ea mai este pentru călcâie, ca să țin pe picioare. Pă bune, adică... Bă, gata, am... Ia Florine, tată, dă-mi piciorul în goace, că te-am zis răpat. Să-ți piciorul pe pantofi și să nu faci bătături. Este de la farmacie, luat. Tot asta încoace, că am văzut piciorul crăpat. Vulcanizează-mă și pe mine, mai, că am călcat într-o scoică. Asta e, ce să-i fac? Și-a luat lepșe. Dacă s-a frib la buză, băiatul trebuia să ungă. Și s-a uns. Și avea un gust, doamne, să nu încercați așa ceva. Da, nu sunt supărăcios, n-am chestii de-astea de... Tararara! Hai, nu vă uitați așa, că așa cam Paris se mănâncă puțin și bine. Mă, ne-a adus ea ceva, niște păhărele de alea, un pic de daia, un pic de daia, un pic de daia. Ce a găsit pe la magazin? Îți dai seama că n-a gătit. După cremă de pantofi, cea mai bună mâncare care am mâncat-o vreodată. Ușor, ușor, ușor.
Hai, tu zic, povestește aici. Acolo e de la mamaie. Zacuscă de la mamaie. Picant, așa mănâncă ea. Îi place picant. Adevărat? Bunica ta a făcut-o? Uh-huh. Mamaie să-ți dea Dumnezeu sănătate. Cum să? Da. Mamă, mamă, și asta cu usturoi așa. Mamă, știi cum e? E ce crimă asta. Tzatziki, ce, ce conține? Zi repede. Hai, cum ai făcut? Tzatziki? Măi, tu mă verifici. Nu pot. Ia urt, nos castravete, da, prin răzătoare, doi căței de usturoi, puțin ulei de măsline și gata. Un kil de susan vrac, vă rog frumos. Leșa de bine, zău. Eu nu mă bag. Ți s-a pus ție pata pe noi. Ce dreptate au noi losers? Dragostea e ca și o râie, te mănâncă și încălcâie. Dragostea e ca băutura, când o iei, te ia căldura. Nu, se poate așa ceva. Deci întoarce camera. Aha, exact. Exact despre asta vă spuneam. Scuză? Deci... Deci din cauza buzelor arse nu reușește să-și facă o poză, am înțeles. Ia, hai, hai până la fund. Și înapoi. Și bem pahar. Să bem paharul până la fund. Cum era? Da, da, da. Mai pune unul, când dai de la tine. Hai mai bea un pahar. Și mă ascund. Nițel. Băi, ia cântați voi până vine mâncarea. Hai. Tarararam. Nițel. Până vine cu mâncarea. Mamă, mamă. Pa, ba, ba, ba. Ca iar mama. Mama, băi. Nu mai salată mâncați. Aolo. Că este Rod, sănătoasă. Rodi, are și Rodi. Dar are și ceapă, spune-mi. Florine. Nu, decât puțin de tot, puțină ceapă verde, că pe care o dă la o parte dacă nu-ți place. Ăsta este ton, proaspăt. La jar făcut. Nu prea mă omor eu după pește și consider că dacă pui peștele pe grătar, la cărbune, cum a zis iar, mai să zice pe grătar, e făcut la cărbune. Nu trebuie să-i mai pui ceva. Nu-l pui pur și simplu, hai pește, lungește-te pe grătar ca am țină treabă. Așa, să fie un mirodeniu, un sos, o atenție, o acadea, să îmbolnăvești vecinii. Nu? Roxana, ce bucată vrei? Mulțumesc, o să o iau din Rodi asta. Un croșeu. Deci s-a răcit peștele. Un croșeu și doi genunchi. Cred că aveți nevoie după... Sălățică? Chestia aia. Doar sălățică? Hai cum s-a răcit. Nu stăm la Rodi. Tonul... Deci lămâie. Vă place lămâie? Vă pun peste tot sau nu vreți lămâie? Fă baie de lămâie. Vreți? Nu baie? Fă foc de lăgie. Sau? Rog eu frumos. Că nu mănânc pește. Nu mănânci pește. Dar de ce? Îți place peștele? Nu mănânc vreme. Că nu-mi place. Așa m-am născut eu. Ce vrei să fac? Vreți să facem niște grupițe. Să nu sară ridic ea în ochi. Să pățește în cerce. Ce vrei, mă, dacă nu-mi place peștele? Nu mănânc peștele când mă știu. Vrei să aduc altceva? Vrei să mănânc fără... Nu mănânc fără... Altă cărniță, ceva, nu vrei? Doamna, nu așa să mă... Hai, Roxy, puneți, mă, că... Dar ce mă cu tu cu mine? Puneți tu și mănâncă la acuma pe mine în pace. De-aia nu poți tu de mine. Păi dă mânca, nu bei. Dă, bă, unu mănânci. Cum facem cu tine? Cum nu? Uite. Felul principal, mi-a plăcut mult salata cu rodie. Cu rodie, foarte, foarte mult. Rodia știu că e cel mai bun antioxidant și îmi place foarte, foarte mult. Pește eu nu mănânc, de când mă știu. De când mă știu nu mănânc carne și nici pește și fructe de mare. Nu-mi plac. Nu vreau să par pretențioasă, nu nimic, dar decât să mănânc și să mi se facă rău, mai bine nu mănânc. Sana. Mulțumesc, că ce de ajuns. Păi n-ai știut tu că ce prea mult strică. Vreau să o pizza? După. Merge, o prima pizza. Dacă se poate cu căpșun. Pe 3 zile de căpșun, cred că n-aș zice nu. Ce, ai mâncat căpșun 3 zile? Păi bune, Roxana. Pe bune? De ce? Că-mi plac. Numai căpșuni, așa? Numai căpșuni, ține toată ziua. Pe 7-4 lădițe. Mai și un eu. Așa mi-a zis. 4 lădițe. Mai dea-mă din casă tot, și... mai nu mai dea din casă. Deja s-au mutat împreună, da, de mai dat din casă. El de fapt aduce lădițele, n-ai înțeles. Locuim noi, sunt multe lădițe de căpșuni. Și ne aruncăm așa, e tot un... Numai căpșuni, mi-a spus. Încă dacă am rușianță să fac, să o cuceresc cumva... Cu căpșuni. Cu căpșuni. Da? Mulți bărbați se chinuie cu diverse chestii. Și multe saturi de la te-a căpșuni, nu? Bravo!
Mie când îmi place ceva, nu mai nici vrei nu mai acel ceva. Acum n-am știut, aia nu, chiar n-am știut că ea mănâncă numai căpșuni, că îi dădeam numai căpșuni și scăpam de un stres. Ce să facem? Acum fiecare cu ce îi place. Băi, gata cu mâncarea? De ce am ceva pentru tine să-ți treacă supărarea că nu ți-a plăcut peștele? Numai că nu mi-a plăcut. Ce ai? Băi, eu am mâncat. Eu am mâncat în continuu și stai singura lui. Lasă-mă, mie-mi place ce. Am mâncat și am băut. Fii atent, am o surpriză, în special pentru voi băieți. Vă zice o bunăciune. Ia mă să vin. Așa. Să se schimbe, dar un costum, mă nebuniți. De ce nu vine așa? Se schimbă așa? Așa? Să vin așa cum e? Cum e acum? Păi eram blugi. Să se schimbe fata, nu poate să vină oricum. Trebuie puțin să-i trezesc așa, mi se pare că sunt puțin amorțiți. În aplauzele dumneavoastră! Ladies and gentlemen! Ne ridicăm? Da! O siluetă! Nemai văzută, nemai întâlnită! Cea mai sexy a Parisiei în această seară! Da, așa! Are silicoane? Pe mișcări! Mamă, deci cum arată nebunești! Cum? Așa, în această seară! Pentru dumneavoastră! Mai bună ca palinca! Danezo! Doamne! Și o dedicație așa pentru toți prietenii noștri! Doamne, îți mulțumesc! Deci a venit cu tot cu piesa mea preferată, Te iubesc, care o să fie și a voastră, cu siguranță! Surpriza Roxanei a fost foarte tare, mi-a plăcut ideea ei. Într-o seară târziu n-am știut dacă cu tine am să fiu. Ce mă natas! Și-mi spune cu mine că vrei să stai. Ce mă natas! Te sărut, nu mă lăsai. Dă-i albaștri și părul tău. Aș fi vrut să pleci. Să nu plângi. Să stai mai știut. Să plângi în unghi. Când îmi place, când îți vorbeam, preferai ca să tai. Tu ești departe de mine iar. Și-aș vrea să știi cât te doresc. După o sărățică ușurică, hai să tragem un dans cu o muzică. Până la urmă de aici, la restaurant, ca să asculti muzică live și să dansezi. Mai ții minte, măi, dragă Mărie? Ha? O facem pe aia? Ții minte, măi, dragă Mărie? Așa, mă, din chip bemol erau ăștia. Când erau struguri copți în vie. Ia uite, mă! Tu erai mică, Măriuță. Bravo! Nu știai să-i dai nechiguriță. Nu mai știu mai departe. Și tu erai mică, Măriuță. La 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 la. Nu știai să-i dai nechiguriță. Da, așa, zi, trofado. Hai, fată! Nu știu! Hai și noi cu dragostea, Roxana, ce cântăm? Dar n-ai bani tine, dragoste? Cățeluș cu părul. Mândră floare, trandafir, hai, hai! Hai! Mai tare! Hai! Mândră floare, trandafir, hai! În viață ești musafir. Nu mai ai un microfon? Ia de aici, cântă la narghile. Hai! Mândră floare, trandafir, în viață ești musafir. Dați-o mai tare pe Roxana. Ori ești visor de petre. Nu știu, frate. Hai așa, hai. Dă-i, hai. Am plăcut ăsta, n-ai văzut că a venit așa, dintr-o dată. Fiecare am cântat câte o strofă, ba știam eu două, trei vorbe, ba venea Florin, ba venea Roxana, adică ne-am completat unii pe alții. Foarte mișto. Între prieteni și ne-am simțit bine. Pune-mă de acolo, mă, că ești Mihai, și tu tână. Mihai, ce crezi că am făcut aici? Hai, nu mai face așa, te rog eu. Hai, mai sus, mai sus, mai sus. Tarara. Mulțumesc, ce să mă. Nu v-am păcălit. Nu vă place vouă de asta, ia. Ce mănânci? Căpșunica? Nu, nucile. Oh, nucile. 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 Da, mă, s-o servezi. Cum să nu servezi, mă, când a zis nucile? Hai, mă, că suntem o familie, suntem aici, te rog frumos. O să le mănânc pe toate. Mănâncă tot. În fine, a sosit și desertul, care nu chiar pe gustul meu, dar pe gustul invitaților cu siguranță, pentru că ei se simt bine. E o cină plăcută. Gata, e bun? Mm-hmm. Dă-mi pace că nu mai ți-am adus și desertul. Vine la mama.
Așa, să fie primit. Și îmi rulez filmul pe șezlong. Fac sarmale. Ce să fac? Am cam răbdat de foame. Fie vorba între noi. Dar merge cu Catei. De ce nu vreți? Da! Îți dai seama la Horică și a gătit fata asta? Florin mânca în continuu și nu-i plăcea nimic. Ia o pasta. Urlă foamea noi. Cea-la-la-la-la. Cum? Urla și voi. Un mare hit al trupei varză. Vezi că ți-am dat și zeamă de varză. Vrei? Da. E bucătărie, ți-o aduc? Nu avem ce mânca. Da, mă. Băi, am și seamă de varză. M-am distrat, nu pot să fiu ipocrit, dar nota mea în această seară pentru Roxana Marcu este nota 8. Și am încheiat. Nota mea pentru Roxana este 10. Roxanei îi dau 10 pe linie, fără niciun fel de regă. Pentru atmosferă, pentru voie bună, pentru glume, pentru orice, nu... Total 28 de puncte pentru Roxana Marcu, însă diploma de gazdă perfectă e încă departe. Ne revedem mâine când va intra în bucătărie un alt pretendent. A fost o cină veselă, cu siguranță. Cei patru s-au simțit foarte bine. Roxana poate să fie o bună gazdă. Este talentul ei născut. N-a fost o bună gospodină de data asta, dar până la urmă nu mai contează. S-au simțit bine, asta e totul. Bravo! Hai să dăm un noroc de final. Fost alături fata... de mine. Nu cu apă, că te... așa. Te duci repede dacă bei apă. Așa. Eu uite fruntașa. Vă doresc asemenea. Ne revedem mâine seară la Mihai Chițu. Vă pupăm. Doamne ajută. Opa! Păi ce facem? Rămânem în... Păi ce facem, doamne? Hai și tu acum, na! Fă-i în ciudă și pe pământ. Hai, așa, mix, așa, hai. Hai, mă, și în viagul. Hai, mă, foarte. Hai că mă strivești! Au! Mi-a dat foc! Am luat foc! Mă, dacă te-ai iubire aici! Mi-a ars silicul! Ia-ți cămașa! N-am găsit căpșuni! Ți-a luat Chițu, cred că s-a dus până în căpșuni. Căpșunarul Chițu. Roxana, ce nu fac eu pentru tine? Cât e o castă? Dă-mi o castuletă de căpșuni. Dar te rog, papă, cu mine. Vai, ce bun e! Se leagă o idilă. People fall in love in mysterious way. Maybe just the touch of a hand.